Bună ziua, dragilor, bun găsit la întrebarea cu profil online. Începem repede treaba. Clasa A. Clasa A. Numai A. A. 5-a. Perfect. Gata, Ștefanie, te rog, vină cu chestiune care avem. Tema pentru acasă. Uite, începem. Dacă A plus paranteză rotundă. Dacă A plus paranteză rotundă. B plus 8. B plus 8. Egal cu 85. Da. A plus A plus B. Și acum trebuie să facem... Atunci A plus B egal cu 5, da? A plus B egal cu semn de întrebare. Egal cu 85 plus 8. Plus 8? Minus 8. Minus 8. Deci A plus B, așa cum răspunsul este că A plus B este egal cu 85. Minus 8 și le dă 77. 77. Adică am vrut să spun, are rost paranteza de aici? Nu are rost. Puteam să fie denunțat la început autor. Asta am vrut să testez. Mai departe. B. Dacă A plus paranteza rotundă B plus C egal cu 401. Așa. B plus C egal cu 258. Și mai avem că B plus C face 258, nu? Mai ni se dă și asta de desubt. O altă informație este că B plus C egal cu 258. Cine este A? Și aflați pe A. Acum înlocuim... Sigur că da. Adică A plus 258 egal cu 408. Corect. A egal cu 401 minus 258 și A egal cu 143. 8 din 11, 3, 5 din 9, 4 și 2 din 3, 143. Corect? Mai departe. Ce? Nu. Următorul punct. Deci a fost 1, acum 2, da? Da. Calculați. A. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 8 puncte plus 91. 91. Egal cu? Repede, dai drumul. Numărul de termeni este 91. 1, că de la 1 începe. Dacă începem de la 4, scădem de la 91 pe 4, să adunăm 1, știm povestea. Și acum facem 91. 1 plus 91, nu? Da. 1 plus 91, ori 91 supra 2. Împărțit la 2. Ori 91, împărțit la 2. E cam mai departe cu... Egal cu... 92. Ori 91. Ah, stai. Ne vine așa? Ba da. Așa, 92. Ori 91. Ori 91 împărțit la 2. Și egal mai departe. Și egal o facem deoparte. Nu facem înmulțirea. Facem 1 împărțirea. Pe 2 împărțit la 2. Unul din ei. Unul din ei se împarte. Da. 2 în 9 merge de 4 ori. Da. 4 ori 2, 8. Ne rămâne 11. De 5 ori. 12. Da. Am rămas și unul și am luat cobor pe 2. Da, da. Și 2 în 12 de? 2 în 12. De 6 ori. De 6 ori. 4, 6 ori 91. Da. Și egal mai departe, să mulțim deoparte 4, 6 ori 91. 46 ori 91. Hai că vorbim. 6 ori 2. De ce ori 2? Păi am făcut 92 ori 46. 91. E 91. Că mi-a simplificat pe 92 pe 2. Și a rămas 91. Da? 91 este ori 46. Acum. 6 ori 1, 6. 6 ori 9, 45.
Ești sigură că 6945? Da. 54. Așa. Așa. Adică din 6 la 10 fac 60 și înapoi în 6, 54. Da? 54. Acum 4 ori 1, 4. Și 4 ori 9, 3, 37. Așa. 6. Vorbește. 6, 8. 3, 9, 9, 1, 1, 4. Deci 4.185. 86, corect, 86. Punctul B. Punctul B. 32. Plus 24. Da. Plus 25. Da. Plus 8 de puncte. Plus 86. Plus 86. Egal cu? Egal cu. Acum trebuie să aflăm numărul de teren. Hai să vedem, dar nu prea îmi place cum sunt aici. Ai zis 32. Poate 22. Sau 20. Nu. 23. 23 poate era, nu, de 32. Nu, la B, 32. E o greșeală a autorului. Da. Știi de ce? Că să vină 24, 25 unul după altul. Da, n-are cum. Deci ăsta 32 i-a aruncat în perete, nu se leagă aici. Și atunci este... 23. 23. Deci 23 plus 24, 25 plus 86, egal cu? Da. Trebuie să aflăm numărul de teren. Așa. Numărul. Numărul de termeni. Da. Egal cu? Egal cu 86 minus 23. 86 minus 23. Și ne dă... Plus 1. Să uitați tot timpul. Deci plus 1. La grijă că se pregășeală. Plus 1. Și egal cu? Egal cu 3. Da. 3. Și 6. Da. Plus 1. Nu. Fac 60 și... 64. Așa, dar sus continuăm. Egal cu? Egal cu 86 plus 1. 86 plus? 1. Nu, 1. Plus 23. Primul plus ultimul. A, da. Da? Deci vedem toate state. 86 plus 23. Totul de mulțit cu... 64. Da? Împărțit la 2. 2. 64 împărțit la 2. Și egal cu? 89. Acum. Așa. 3 și cu 6. 3 și cu 6, 9. 2 și cu 8. 2 și cu 8, 10. Ori 64. Împărțit la 2. Deci totdeauna unul din termeni se împarte la 2. Da. Și face 100. 109 ori. 2 în 6 de 3 ori. 3 ori. 2, 6, coborâm de 2 ori, 32. 32. Și egal, poți să mulțim deoparte. 109 ori 32. 2 ori 9, 18, 8 și 1, 0, 2, adică nu, era 1. Așa, deodată, deci spui deodată, 2 ori 9, 18, că vezi că e 0. Da. Să nu mai, să nu cumva să greșești. Așa. 2 ori 9. Acum, 2 ori 1, 2. Apoi. 3 ori 9, 27, 7 și... 27, din aceeași motive. Da. Și 3. Așa. Și o spune însemna 8, 8, 4, 3. Așa. 3488. 3488. Apoi. A, B, C. C-ul, da? Bine. Ce?
2 plus 7. Deci 2. 2 plus 6 plus 8. 8. Plus și așa mai departe. Plus, plus 10 e aici. Așa, și plus 10, bine, îl punem și pe 10. Dar nu, că nu era 8. 2 plus 6 plus 10. Ai dreptate. Așa e corect. 6 plus 10. Plus 14 plus puncte puncte. Plus 14 plus puncte puncte. Plus 78. Plus 78. Egal cu? Acum, numărul de termeni. Da. Da. Egal cu 78 da. Minus 2 plus 8. 78 minus 2 plus 8. Totul de împărțit la... Că nu sunt consecutivi. A, da. Da? Da. Să împărțim totul la rații. Da. Adică nu. Egal cu 78 minus 2. Ai zis bine. Împărțit la... doi. Din cât în cât crești? Păi... Care-i diferența între 2 și 6? Merge de două odată. Nu, nu, nu. Cât e diferența? Din cât în cât cresc? Cât îi se adună lui 2 ca să obții 6? Lui 2 îi se adună 4. Bun. Lui 6 cât îi se adună ca să obții pe 10? 4. Deci asta e rația. La așa. Băți la 4 plus 1. Plus 1. Egal cu? Egal cu 76 împărțit la 4 plus 1. 76 împărțit la 4 plus 1. 7 în, 4 în 7 merge odată. Așa. 4 îl coboară pe 3, 36. De 9 ori. 19 plus 8. Adică 20. Sunt 20 de termeni. Și acum. Continuăm sus. E egal cu? 10. Primul egal plus 1. Cu 78 plus 2. Da. Ori cât suntei? Ori 20. Da. Plus, nu, împărțit la 2. Împărțit la 2. Și egal cu? Egal cu 70, nu, egal cu 80. 80. 80 ori 20. Așa, împărțit la 2. Și egal cu? 80. 80 ori 10. Da, egal cu 80 ori 10. Și egal cu? Și egal cu 800. 800. Terminat. Mai este aici D-ul, punctul de? Nu. Nu. Punctul al treilea. Punctul 3. Așa. Aflați? Aflați. Aflați suma numerelor. A plus B. A plus B. Dacă 3 ori A plus B egal cu 26. Dacă, două puncte, 3 ori A plus B plus B egal cu 38. 28. Deci aflăm pe A plus B, știi că 3 A plus B fac 28, așa zici? Da. Numai atât? Da. Și A plus 3 ori B egal cu 36. A, vezi? Două relații îți dă. Păi da, dar sunt de la același exercițiu. Da, dacă sunt două relații, dacă sunt două. Ia să vedem. Așa zic. La 4. Așa fiind amândouă. Asta și asta, vezi că e cu și între ele. Deci pe amândouă, da, autorul ne dă pe amândouă și când ne leagă pe amândouă, trebuie să le avem pe amândouă. Și A plus 3 ori B egal cu 36.
Dá uma ideia. Ori trei. Noi am vorbit așa. Fiecare acțiune care o spui, o justifici, nu? Trebuie să vedem de ce e asta. Eu am întrebat de ce e asta și tu spui, din cauza asta. Asta e motivul. Adică asta aflăm au și pe ai vrea să afli pe A și pe B și pe un se înlocuiești, la dun, nu? Da. Păi hai să găsim vreo idee ca să vedem cum aflăm pe A și pe B. Tu vrei să-l găsești pe A concret. Cât este? 7, 9, 29. Asta e o idee și poate reușim. Adică l-a scoate pe A din relația a doua. Cât este A aici? Dacă A plus 3, B fac 3, 6, numai A cât este? Deci dacă suma a două numere fac asta, unul din ei, A, U, cât va fi? 36. Împărțit. Cu convingere, deci împărțit. Împărțit la 3. De împărțit la 3. Dar este suma. Asta și cu asta fac atâta. Ori 3. Deci autorul spune așa, ăsta și cu ăsta fac atât. Ca și mai spune, 7 plus 3 egal cu 10. Cu cine este egal de 7? Cu 4 plus 3. Da, 4 plus 3 nu intră în discuția asta, numai de aici. Cu 10 minus 3. Asta e de altă treabă. Egal cu 7, 7 este 10 minus 3. Deci un termen al adunării înseamnă așa, de rezultat scădem pe ăsta. Nu totul adunare și aici? Și un termen la adunări, adică au, cu cine va fi egal de acolo? Cu 36 minus 3. Asta? Minus? 3. Deci numai 3. Minus 3 pe? 3 ori B. Dar tot. Deci totul ăsta din dreapta. Deci de aici rezultă că A, din a doua, A egal cu cine ai spus? A egal cu 36 minus 3 ori B. 3 ori B. Ei, și cu A-ul ăsta unde se reduce? Unde se locuim pe A? Se locuim aici. Da. În prima, că l-am scos din a doua și te ducem în prima. Da? Da. Și ce devine acum? Ia să vedem ce devine. Păi, o să devină 3 ori. Prima relație devine 3 ori. 3 ori. 3 ori. 36. Deschidem o paranteză, că e o scădere. Da. 3 ori. 36 minus 3 B, da, închide paranteza, plus B, da. Egal cu 28. Egal cu 28. Și acum să aplicăm proprietatea de aceea de distributivitate. Da. Și mulțim pe 3 cu cei 2. 3 ori 6. Putem să facem și 28 ori. 28 ori 3. Păi, dacă mulțim toate egalitatea asta cu 3, asta te gândești, să mulțim tot cu 3, atunci vine 9 și 3 B și 8. Dar n-am pus să justifică mulțirea ei. Da. Așa, facem 3 ori 36. Adică, să facem deodată mulțirea asta. 3 ori 6. 3 ori 6. 27, 7 și 2. 3 ori 6? Hai să vedem. 6 și cu 6 și cu 6 de 3. 20 și... Nu, hai să facem așa. Când nu ești sigură, deci 6 plus 6 plus 6 de câte ori? De 3 ori, nu? Da. De 3 ori. 6 și cu 6? 12. Și mai punem o 6 pe 12? 18. 18.
Nu 27. Da? 3 ori 6, 18. 81. Da. 3 ori 3, 6. Și cu 3 ori 3? 3 ori 2 fac 6. 3 ori 3, 9. Și cu 1? Și cu 1, 10. 10. Deci 108 minus 3 ori 3. 3 ori 3, băi. Trebuie să mulțumim cu 3 și pe asta. 3 ori... A, 6. Cum? Nu, 9. Deci minus 9b. 9b. Dacă apoi era 3b, 3 de b mulțit de 3 ori, fac 9b. Plus un b, egal cu 28. Și acum, dacă avem b-ul ăsta în plus, nu putem să zicem 10 ori b? Dacă avem b-ul ăsta, da? Dar aici sunt 9 scăzuți, din coace unul nu e adunat. Deci nu sunt la fel. Deci sunt într-o ciudățenie de asta care ne enervează pe noi. Și hai să facem o operație. Să adunăm la amândoi membrii ăștia, așa în stânga și în dreapta, un 9B. Deci adunăm un 9B la egalitatea asta. Deci adunăm și în stânga și în dreapta. Adică în partea stângă de la egal 9B și în dreapta, ca să fie același lucru. Adică 9 ori B egal cu... Nu 9 ori B. 9 ori B plus 108 minus 9 ori B plus B. Adică am adunat pe 9B și în toată partea asta și în toată partea asta 9B. Da. Da? Deci în partea stângă a egalului, egalul vezi ca pe, mai spus eu, ca pe o balanță. Da. Și ca să nu strici balanța, pui același lucru și în stânga și în dreapta. Adică 9B îl punem și în toată partea din stânga, egalul și în dreapta. Da. Și acum devine 9B. 9B plus 108 minus 9B plus B egal cu 28. Deci 9B plus 108 minus 9B plus B fac 28. Da. Și 9B scăzut 9B cât face? Da. 0. Deci ăștia s-au terminat cu ei. Și ce rămâne după mișcarea asta? Echivalent? 108, zicem 108 plus B egal cu 28. Da. Egal acum, cu 28. B egal cu 108 minus 28. B egal cu? Plus. Păi, ce greșit. Urât de tot. Nu-mi dă ce cât vreau eu aici. Ce mai nervează. Vezi? Suntem într-un moment greu aici. 108, mai pui ceva, fii atentă, 108 mai pui ceva și îți dă 28? Păi nu să fie asta. La 108, dacă mai pui ceva și îți dă 28, nu se poate. Deci aici spunem, nu se poate. Nu se poate așa ceva. Până în clasa a 5-a, că n-am învățat în clasa a 6-a la sfârșit. Deci nu se poate. Trebuie să lași relația scrisă, pentru că nu se poate. Da? Nu se poate. Sau semn de întrebare. Suntem într-un moment greu. Nu putem afla pe A și pe B cum ai vrut tu. Că tu ai spus așa, aflăm pe A și pe B. Că dacă am fi putut afla pe B, ne duceam și-l afla și pe A, și cu A și cu B ne adunam și găsim răspunsul. Deci nu se poate gândi așa, ghișit. Altfel. Ne trebuie alte idei. Păi dacă ne-ar fi zis că ar fi fost A plus B, ar fi. Nu, el ne cere A plus B. Ne cere suma. El ne zice, aflați suma lor, știind că eu vă dau informația asta. Astea două ne dă ca informații. Ia. Și noi am încercat o manevră să-l scoatem pe A de aici, ca fiind 36 minus 3B, să-l băgăm sus, să lucrăm, cu gândul că poate îl găsim pe B sau pe A. Aveam șansă să-l găsim pe B. Aveam șansă. Dar au intrat într-o trăsnaie, într-o chestie care nu-i adevărată, că la 108 am pus ceva și... Deci ideea de a găsi pe A și pe B concret nu merge. Nu-i deșteaptă. Deci faptul că cerem să găsim pe A și pe B nu-i posibil. Spun, ne întoarcem la o altă idee, căutăm altceva. Ne uităm cu foarte multă atenție aici, la cele două relații date de autor. Și dacă ne vine o idee deșteaptă, visez acum. Dacă cumva am să am așa, 4A plus 4B, deci dacă obțin
Din astea două, dacă mă uit atent și obțin 4A plus 4B, visez, stau cu spatele la tablă. 4 ori A plus 4 ori B este egal cu nu știu cine. Atunci aș da pe 4 un factor comun, da? Și ar fi 4, aplic distributivitatea, 4 pe L ori A plus B și egal cu, să spun un număr care poate îl găsesc eu. Și atunci, foarte ușor să aflu pe A plus B. Împarți rezultatul la 4. Da, și noi scoatem acum... Cum să apară 4A plus 4B? Din cele două relații. Ce să fac cu cele două relații? Ca să apară 4A plus 4B. Luăm un B de la prima și îl ducem la... Ți-ar trebui un B de aici și îl ducem aici. Da, și ăsta duce sus. Ca și cum am adunat membru cu membru. Da. Deci adunăm partea, astea două relații le adunăm. Da. Și când le adunăm, vine 3 de A și cu un A fac 4A. Și 3 de B și cu un B fac 4B. Uh-huh. Deci adunăm relațiile. Asta e ideea deșteaptă. Chiar să zicem, le scrim din nou. Sau le-ai scris undeva? Scrie-le acum din nou. Deci am, noi am încercat o variantă și n-am mers. 3A plus B egal cu 28. Da. Și A plus 3B de desubt egal cu 36, nu? Tragem o linie și în dreptul A plus 3B egal cu 36. Tragem o linie și spunem dreptul lor. Adunăm relațiile. Așa. Și, sau acolo spune. Adunăm relațiile. Era, eu propuneam să-i scrie aici, în dreptul lor, știi, că aici se scrie rezultatul adunării. Adunăm relațiile. Așa. Scrie de sub ca să și vezi mai bine. Adică 3A plus A, scrie de sub 3A plus A, plus 3B plus B, egal cu din dreapta adunată. Cât ar veni în dreapta? 4 ori A. De ce 4 ori A? Nu. Egal cu ce este în dreapta adunăm. Adunăm. Egal cu 36. Plus 28. Echivalent cu? Scriem din nou. Și acum 4 ori A. Da. Deci echivalent cu a scrie că 4 ori A. 4 ori B. Plus 4 ori B. Egal cu? Da. 8 și cu 6. Se 4. 4. 1, 6. 6. 64. Acum 4 ori A plus B în paranteză. Așa, 4 ori A plus B în paranteză. E egal cu 64. De unde spatem A plus B de aici? Acum A plus B. Plus B sau ori? Nu, A plus B. Unul din factori. Că ăsta ni se cere. Da. Deci A plus B egal cu? Egal cu 64 ori 4. Ori 4 sau împărțit la 4? Împărțit la 4. Împărțit la 4, că așa se află unul din factorii produselor. A plus B egal cu 64 împărțit la 4 și face cât? 4 în 6 merge o dată. Da. Și ne dă 2. Da. 24. 2 în 24 merge de 6 ori. Așa. 4 în 24. 4 în 24 de 6 ori. Deci răspunsul este 16, da? Da. Hai că tare, a fost tare de tot exercițiul. Ia uite-te tu. Ce crezi cu ce plecăm de la exercițiul ăsta ca idee așa interesantă? Ce am vrut noi să facem în prima fază? Scoatem... Pe ce varianta am mers când am neapucat de exercițiul? Faptul că autorul se cerea să aflăm pe A plus B, suma. N-am gândit că dacă am aflat din cele două relații pe A cât reprezintă, da, și pe B cât reprezintă, le-am adunat și cu asta basta. Dar nu mers, că încercând noi să muncim acolo, ne-am lovit de o situație imposibilă. Da? Și atunci am zis altceva, ne-am întors din nou. Ideea frumoasă, teribilă, a fost asta. Să le adunăm pe cele două relații. Subliniază ce adunăm relațiile, că este... Foarte importantă ideea. Asta ne-a salvat. Da? Să adunăm relațiile. Pentru că prin adunare au apărut 4A plus 4B egal cu. Și am scos pe cine? Pe 4 un factor comun.
4 per G plus B și de acolo totul a fost perfect. Mergem mai departe. 5. Aflați A plus B plus C. Știind că? Da. 4 ori A. Că? 2 puncte. 4, trebuie să dai 3 relații acum. Da. 4 ori A. Plus 3 ori B. Da. Plus 2 ori C. Așa. Plus C. Plus ce atâta? Așa, face? Egal cu 54. 54. Și o altă relație? Și... A doua? 2 ori B. 2 ori B. 2 ori A. 2 ori A. Plus 3 ori B. Da. Plus? Plus 5 ori C. Da. Egal cu 66. 66. Apoi? Atât. Numai atât am dai? Da. Wow. Mai două relații mi-ai dat. Iar când dai trei, mai două mi-ai dat. Acum trebuie să mă concentrez foarte tare, să văd ce pot să fac cu relațiile acelea. Nu degeaba în prima am avut o idee deșteaptă. Păi... Ce să fac acum? Am putea tot să adunăm. Tot să încercăm să le adunăm, da? Da. Tragem linii pe loc aici și le adunăm. Scrim aici, le adunăm. Adunăm. Da, le adunăm. Și să vedem câte obținem la adunare. Și acum facem... Deodată să dăm răspunsul. 6 ori A. Da, 6 ori A. Plus, de al din B. 6 ori B. Corect, 6 ori B. Plus... Plus 6 ori C. 6 ori C. Egal cu... Egal cu 66. Deodată să dăm răspunsul. A. 54. O să ne dea... 12. Mai 12 iasă. Dar nu, că le adunăm. Le adunăm, le adunăm așa. 6 și cu 4... 10. 10 da. Și 1. Și 12. 100... 20. Faci 120, sigur că da. Și acum ce să facem noi? Ce și să acum facem? Îl scoatem pe 6 în față. Asta e echivalent cu 6 ori. A plus B. În paranteză, da? Da. A plus B plus C egal cu? Da, cu 120. 120. Eu enum unul termen, unul din termen, adică A plus B plus C va fi egal cu? Și acum egal cu 120 ori 6. 120 ori 6, sigur? Împărțit la 6. Nu am păcălit. Ăsta foarte atent. A plus B plus C egal cu de 2 ori și 0. 20. 20. E, ai văzut experiența de aici trecut când a fost de mare folos? Da. Da? Data trecută ai văzut că a trebuit să le adunăm și zice, hai să încercăm și aici. Poate avem baftă. Mergem mai departe. Suma a 4 numere naturale consecutive. 6? 6 acum? Da. 6. Suma a 4 numere naturale consecutive este 174. Ce înseamnă suma a 4 numere naturale consecutive? Dă-mi exemple de numere consecutive. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Deci ai plecat la 1, da? Da. Poți să plecești la 5. Da. Adică 5 plus 6 plus 7 plus 8, da? Da. Deci suma a 4 numere naturale consecutive. Este 174. Aflați numerele. Așa. Nu putem să începem cu 1. Nu putem începe nici cu 2, nici cu 3. Începem cu cineva, cu un A. Nu știm ce să zicem. Deci A să fie primul. A este primul. Apoi al doilea, care să fie după A? B. Păi nu B, e consecutiv după A. După 5, cine a urmat? 6. Adică e cu unul mai mult decât A. Al doilea este... C. Nu? După A,
Dacă cu, după, dacă am început cu 3, ai zis 4. Da. De ce ai făcut lui 3? Le-ai mărit cu 1. Da. Ai zis 3 plus 1. Da. Dar noi nu începem cu 3 de data asta, începem cu A. Cine este următorul? B. B. Nu l-a dat legătura. Deci s-a arăt legătura dintre următorul. A plus 1. A plus 1 este. Deci A plus 1 cu comunitatea trebuie. A plus 1. Apoi următorul cât ar fi? B. B. A plus 2. Asta e altceva. A plus 2. Apoi următorul. A plus 3. A plus 3. Și spatul. Da. Și acum suma lor. Și le adunăm. Te rog să vorbești. A. A plus. În paranteză, A plus 1. 6. De ce 6? Păi, 3 și cu 2 și cu 1. Da, păi, spunea primul plus al doilea. A, da. Primul plus al doilea. Plus. Plus. Plus A plus 2. A plus 2. Plus. Plus A plus 3. Da. Este egal cu, cât spunem problemă? Este egal cu A. Nu, nu, cât spune că este suma celor patru numere? 174. 174. Deci suma celor patru numere consecutive. Deci vezi, el ne-a spus așa, suma a patru numere consecutive este 174. Noi trebuia să ne gândim așa. Nu puteam să luăm 1, 2, 3 și 4. Nu puteam să luăm nici 5, 6, 7 și 8. Nu puteam nici lua nici 10, 11 și 12. Și am luat un A, de la care să pornim. Următorul a fost A plus 1. Celălalt A plus 2, A plus 3, iată, suma lor este 174. Și acum, crezi tu că paranteza asta mare vă rost aici? Nu. Nu are nicio rost. Atunci îți scrii din nou, echivalent. Cu A plus, vorbește. A plus. A plus 1, fără paranteze, plus. A plus 2. A plus 2, plus. A plus 3. Da. Este egal cu 174, da? 174. Echivalentul, altă scriere. Câți de A sunt aici? 4 ori A. Deci 4 ori A. Plus? Plus 2. Deci adică 2. 1 plus 1. Păi 1 și cu 2 și cu 3 trebuie să-i adună. Pe toți de A. 3 și cu 1, 4, 4 și cu 2, 6. Deci plus 6 egal cu 174, da? Echivalentul. Acum facem 4 ori A egal da, cu da. 4 ori A egal cu 174 minus 6 da, și egal cu 4 ori A egal cu 4 ori A, da, egal cu 8 da, 6 din 14 Nu, 168. De unde e acum? A simplu. A egal cu 168 împărțit la 4. Da. A egal cu 4 în 16 de 4 ori. Da. 4 ori 4, 16 de 2 ori. De 2 ori. 42. 42. Iată că l-am găsit pe A. A egal cu 42, da? Acum, care sunt numerele consecutive, ca să le vedem? Păi... Primul este? 4, primul este 42. Deci îmi scrie 42, virgulă. 43. Da. 44. Da. Și 45. Asta era. Deci găsiți numerele. Numerele sunt 42, 43, 44, 45, sunt consecutive. Dacă le adunăm, începe 74. Crezi că am fi putut face chestiunea asta și altfel? Să fi încercat, să-mi fi mers prin încercare, a zis eu. 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3 da, plus 4 dacă ne dă 174. Nu ne dădea. Atunci mișcam. 2 plus 3 plus 4. 3 plus 4 plus 5. Nu termin până când ajungem la 42. 42, 43, 44, 45. Era destul de dificil.
Deci nu puteam să luăm la întâmplare. Nu știam startul, nu știam de unde să pornim. Deci am zis A, că m-am zis A plus 1, A plus 2, A plus 3, cele patru numere, le-am adunat și există mai frumos. Șapte, da? Da. Șapte sau aici la șase mai ceva? Nu, șapte. Șapte. Aflați suma numerelor naturale cu cifre diferite care se pot forma cu 0. Deci, care se pot forma cu 0, 2, da, și 6. Și 6. Fără a elimina vreuna dintre ele. Mai citești o dată, le-am înțeles mai. Aflați suma numerelor naturale cu cifre diferite care se pot forma cu 0, 2, 6, fără a elimina vreuna dintre ele. Aflați suma numerelor. Așa, citim încă o dată, că nu e clar. Aflați suma numerelor naturale cu cifre diferite care se pot forma cu 0, 2, 6, fără a elimina vreuna dintre ele. Deci câte cifre trebuie să folosim? Păi avem 3. 3 cifre. Deci înseamnă că sunt numere din 3 cifre trebuie să formăm. Da. Deci trebuie să formăm toate numerele din 3 cifre. Da. Cu 0, 2 și 6. De-aia îți spun, fără să renunțăm la vreuna din ele. Da, și... Să aflăm și să facem ce pe urmă? Să facem suma. Suma. Dar mai întâi să le vedem care sunt toate numerele. Păi da. Și încep cu 0, nu putem să începem, începem cu 2. Începem cu 2 prima poziție, da? Da. 2 o ținem pe loc. Bun. Și avem pe 0... 206. Da. 260. 260. Bun. Asta e cu 2 pe prima poziție. Da. Bun. Îl punem pe 6 pe prima poziție. 602. 602. Și 600, 620. 620. Cu 0 nu putem debuta. Am folosit, cred că am tot ce a spus el, că se formăm din 3 cifre, fără să renunțăm la vreuna. Adică, atenție, 0 trebuie păstrat. Ca să formăm din 3 cifre. Dar nu putem pune pe prima poziție. Altfel spus, el a vrut să vadă, știți voi că nu se poate începe cu 0 pe prima poziție? Da, da, știm. Nu putem să punem unul de două ori. Adică să facem 200. Ah, da. Pe 200? Nu. Că au spus să fie diferite. Da. Da? Da? Deci nu, n-aveam voie. Acum trebuie să facem suma lor. Suma lor. Adică tuturor numerelor. Așa zice, așa cred eu. Nu așa spun, mai citești o dată, că s-am gândit la înveși. Suma numerelor naturale cu cifre diferite care se pot forma cu... Da. A, lasă să repet, da? Adică deci... 206. Da.6 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 = 8 + 2 + 6 + 2 = 8 + 2 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +